Ca în fiecare an, absolvenții de liceu sau facultate din promoția 2024 au posibilitatea de a beneficia de o indemnizație lunară de șomaj de 330 de lei timp de 6 luni. Pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să se înregistreze la JOFM Hunedoara în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor. Absolvenții care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi o primă de inserție de 1980 de lei. Pentru a primi indemnizația de șomaj, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Absolvenții de liceu, școli profesionale, facultate, în vârstă de peste 16 ani, care în interval de 60 de zile de la data absolvirii în oră și să se încadreze în muncă potrivit pregătirilor profesionale, pot să solicite și să se înscrie la AJOFM ca șomer neindemnizat la expirarea celor 60 de zile dacă n-au reușit să-și găsească un loc de muncă, își depun al doilea dosar de șomeri indemnizat și primesc pentru 6 luni suma de 330 de lei. Dacă se angajează după ce își depun dosarul de șomer neindemnizat, primesc la angajare prima de inserție pentru 12 luni dacă au contract de muncă de 1980 de lei. Sigur că și angajatorii sunt interesați să primească, să angajeze tineri absolvenți pentru că beneficiază de subvențiile pe care noi le acordăm angajatorilor în valoare de 2250 de lei pe perioadă de 12 luni.